Deep Shadow, bag. Adi. Că ai grafică Clasament. Pe TV. Clasament, da. Nu s-a așteptat nimeni. Tech dar primul loc a ajuns Tech, da. Locul 2, My Revenge, și My Revenge practic sunt vechiul Airwalk, da? Deci nu vă panicați. E o echipă care a jucat cu numele de Airwalk 8 etape. Pe care vin Nexi, GG, Mirmidoni, Legacy Intense și pe locul 8 aș spune surpriza. Eu le spuneam HLTV, dar ei sunt HLND. Da, zic, oh, i-am pronunțat în toate modurile posibile pe băieții ăștia. Nu, că știam cum îi cheamă, dar... Da, vedeți componența echipelor, bineînțeles, Tag, aceeași componență, Snapple, Big Kidor, White Danny. Da, punctele... Nu aceleași Kidor... puncte pentru că Kidor a apărut mai târziu. Da. Și Danny la fel. My Revenge, vedeți, fix echipa care avea Airwalk, Crazy, Jaguar, Wormy, Manum, da, și mai... În ce etapă a intrat Jaguar? Etapa 6. În etapa 6, da? A jucat etapa 6? Da. 3 etape. Că mă uitam că are 220 de puncte în comparație cu 360 și a intrat târziu în echipă. Păi cred că a intrat două în a finale. 7. Păi două da, finale. Dar asta era ideea, că de când a intrat au jucat două finale. Înțelegi? Am fost așa subtil. Omul e eficient, mă. Moving on. Da. Next. Next. Puse Kimo, Kinder Sonic și Funkylicious. Bineînțeles, știți povestea. Au plecat Hack și Maran și au intrat Kimo și cu Funkylicious. Da, ei au rămas pe locul 4, nu? Sau, nu, pardon, pe locul 3. Așa, da. Echipa de locul 4, IGG, dar a zis Jason, Wicked, PG și Humayat. Da, și ei au aceeași componență, bine, pe parcursul sezonului și-au schimbat ei line-up-ul, a intrat Humayat și cu PG și au ieșit Exit și cu Surushi. Da, și bineînțeles pe locul 5. Atenție, au băgat ăștia de la Twitch reclame, mai nu intră reclame peste... Da, noi nu vedem nimic. Păi nu, pe Twitch. Da, Mirmidoni, Arcad, Inferno, Dulce, Bazi și Maverick. Maverick al nostru? Nu, al nostru. Da, al nostru era. E Mirmidon. Nu știu, el e multigaming. Deci. Avea în loc de puncte licant de bucătărie. Dacă și era unul la... La StarCraft, nu mai țin minte cum îl chema, Hero, tot Mavi era, dar era camuflat. Da, Mirmidoni și-au păstrat și ei locul 5, bineînțeles că probabil toată lumea se așteaptă să vedem, dar vom vedea mai târziu un bracket pentru că Mirmidoni sunteți bineînțeles cu IGG. Pe locul 6, Legacy, parcă, da. Maniac, Hack, Maran, Jockey și... Au venit Hack și cu Maran. Nu știu cum vrea să-l pronunț... My One, You Ninja sau... Zi Ninja. 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 Uite, 50 de puncte. Un Ninja, mă. Deci, toți care aveți nick-uri de-astea suspecte, vă spun sigur că ori vă... Ori le schimbați, ori aveți pe numele mic, ori rămâneți... Mie unele la acolo are 50 de puncte. Da. Da. În niciun caz nu o să stau la... Sau nu o să stau. Nu o să stea ei la finală cu M1, U, Ninja... Da, de parcă ar interesa cineva ce regia. Adevărat. Echipa de pe locul 7, Intense, Starkiller, Slevin, Judgment, Toki și Hell. Ei nu prea au ajuns n-ai, așa n-ai nimic fază, de zis despre ei? Într-o sau? Fază, în afară că săreai tu în aer pe stream cu Starkiller atunci. Ata, ne aducem aminte de Intense, nu? Nu i-am văzut, sincer nu i-am văzut, am impresia niciodată dacă nu știu. Nu i-am văzut niciodată, așa este. Rămâne de văzut. De fapt, îi vom vedea sigur. Acum, îi vom vedea în acum. În normal, eu o să joace cu vechii Rock My Revenge. Na? Și ultimul loc, HLNDA. Despre ei chiar nu pot să zic nimic. Nu cunosc niciun jucător. Duck Show. Știu că am făcut o surpriză în ultima etapă. Derrick Rose, G-Chase și Shin în penultima etapă, dacă nu mă înșel. Penultima posibil. Când mi-au eliminat pe Next. Da, practic, atunci acel meci a dus la, din nou, ruptura line-up-ului celor de Next. Da, și vedeți aici bracketul. Bineînțeles, surpriza, HLNDA joacă cu Tag. Vă reamintesc că este sistem best of 3 hărți. Doar că aici și aleg ei, nu? Da, se banează, vor fi banări și vor rămâne probabil ultima hartă și probabil cu alegere fiecare cu o hartă. Bineînțeles, cine câștigă se califică în finala mare. Da, s-a pus în... Meciurile sunt făcute locul 1 cu 8 în clasament general, 2 cu 6. Da, locul 1 cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6, 4 cu 5. 6, 4 cu 5, cel mai logic, nu cum face PSR. Așa e și la mine.
Da. 1 cu 4, 2 cu 3 a fost. În principiu să se întâlnească. 2 cu 3? Da. Da, nu-l ascultați. Cum spuneam așa, deci spuneam de tag cu HLNDA, nu știu cât de surpriză a fost ei până acum, dar dacă i-ar elimina pe tag, deci cum ar fi asta? Asta. Da. Da, ce să mai au? Am impresia că s-au calificat pe ultima 100 de metri. S-au calificat. Era clar că o să le vină un meci de ăsta groaznic. Da, bine, totuși felicitări lor că au reușit să ajungă pe locul 8. Pe care avem Next cu Legacy, seedul 2 cu seedul, pardon, My Revenge cu Intense, seedul 2 cu seedul 7, Airwalk și cu Intense. Acum, cum spuneam, nu prea am văzut pe Intense foarte mult, deși știm jucătorii așa, sunt jucători vechi de 1-6. Totuși aș merge pe mâna celor din My Revenge, la cum s-au comportat în ultimele etape, i-aș vedea câștigători, dacă nu pe două hărți, pe trei sigur. Cel mai interesant de departe, mi se pare, bine, ajungem Next cu Legacy. Da, bine, Next cu Legacy pentru că s-a întâlnit povestea, nu? Da, exact. E drama. Drama contra drama acolo. Pentru că Maran și Hack își vor întâlni vechii cu echipieri, Kinder, pe de-o parte i-ai pe cei de la Next care dacă îi bat, în esență au avut dreptate când i-au dat afară. De partea altă e pe Hack și Maran care dacă îi bat acum pe Next. Le dau peste nas. Deci ăsta probabil e cel mai interesant. Și cel mai, da, ăsta e cel mai interesant din punctul de vedere al poveștii. Pentru că scrie basme. Da, pentru că Maran a și stai mă că mai aveam un meci. Păi, dacă te întorci un pic la dreapta ta, ce crezi că o să ai niște dalea mari? Nu, trebuie să mă uit aici. Spectatori. Spuneam că Maran a dat și un interviu și spunea că Next nu se vor califica în finală. Deci are dreptul să ne arate de ce nu se vor califica în finală. Și bineînțeles, după părerea mea, cel mai echilibrat meci este, bineînțeles, seedul 4 cu seedul 5, GG cu Mirmidoni și nu de alta, dar ei mereu se întâlneau pe bracket. Da, cred că au jucat de 5 ori până acum. Da, și mereu au fost meciuri, da, de la prosop, deci ori prelungiri, ori 16-14, dar o singură dată am impresia că i-au bătut mai lejer, dacă nu mă înșel, cred că Mirmidoni, deși GG am impresia că au mai multe victorii în fața celor de Mirmidoni. În fine, ăsta cred că va fi cel mai echilibrat meci. Văd sigur trei hărți aici, nu știu de ce. Deci... Zine, the metagame, boss. The metagame. The metagame. Și să vă zic the metagame, afară că sunt fanboy. Ce surpriză ne putem aștepta. Sunt fanboy tech. Păi zi acum, că cred că te așteaptă iscamul jos acum, că ești așa pe esturile, te mănânci. Eu mi-am făcut o analiză la analiza mea și am ajuns la concluzia că sunt fanboy. Da, ești un pic de fanboy. Adevărul e că atunci când analizezi jocul echipei care a câștigat 4.000 de etape la rând, ajungi să-i apreciezi. Da, poți să spui că joacă bine și cred că nu ești neapărat fanboy. Da, mă rog, cine are cap să înțeleagă. Fiind vorba de tine, putem face. Ce faci? Știu că visul meu este să joc la ei acum. Practic, adevăr? E un joc nou, cine știe. Da. Când nu plec se de aici, n-ai Tegadi, Teg Shadow ăștia. Mă, cum ar fi Teg Shadow. Cam asta ar fi, ăsta e play-off-ul. Nu prea mai sunt multe lucruri de spus, doar că... Mai avem de anunțat că cine era White și B au câștigat un an de tot, da. Deci ăsta din Pantelica, care a fost... Da, care a fost... Ce echipă a bătut? Second edition, nu? Zim ce, cam ce echipă a bătut. Păi echipa lui Ebola. Cine lipsea din echipa lui Ebola față de ultimul an? Nu știu cine lipsea. Ai dă-te mare. Nu și-a făcut echipă, în principiu... Față de componența de data trecută, în locul meu a venit Encoder. A, care tura trecută... Care tura trecută s-a îmbătat și n-a venit să răce cu noi. Și acum cred că deci, tu, s-a trezit din mahmurea. Tu n-ai înțeles de ce ați câștigat voi la anul ăla. Am avut noroc. Nu mă, nu. Pe lângă asta mai ca orice mare campion. Ca orice mare campion. Spun eu. Ai avut contactul ăla cu blonda. Da, contactul cu blonda. Vizual, să nu înțeleagă Gabi altceva. E păstrin, poți să zici. Mi se pare că se uită și cu maică sa, deci ai grijă ce zice acolo. Mă pedepsesc. Vrei casca? Mă pedepsești la masacră. Mama sacră. Cum? Casca, e ok. Nu, păi Adi... Prea multă lume o să-l vadă, o să-ți iei coadă. Scuze-mă Gabi, acum poți să dai. Eu zic să o păstrez așa, în play-off inclusiv la meciuri, că așa o să apar în play-off și mi-au și ăla de, cum îi zice, am furat eu de pe aici un tricou de la cu camuflaj, cu și știu ochelari și ăla. Da, de la hostess.
De la hostess. A fost atât de bună gluma asta. Păi nu, nu, am zis că te-am imaginat cum vine, ea și de aia. Îmi vine să umplu așa asta, dar am cap acum. Ceva lichid. Așa. Să fim serioși. Să fim serioși, da. Apropo, ce părere aveți de nouă atunsoarea lui Păsăre? Păsăre zice că, că dacă și-ar da așa puțin păr în sus cu gel, ar părea un, cum ai zis cuvântul? Cochlear. Da, păi nu prea mi-a păsat așa de cum o să arăt și da, în urmare s-a lăsat. Te-ai transformat în Mel Gibson în Armă Mortală 1, în Mel Gibson în Armă Mortală 4. Da, părea vreodată fără păr? Fără păr, adică tu scurt. Nu, din Braveheart în Armă Mortală 4. Da, exact. Din Braveheart în ăla, în Mad Max. Băi, e mai bine așa, poți să... Îți respiră creier. Poți să alerg, nu mai intră păr, nu, poți să sări cu arda. Este genul ăsta. Adi știe. Ești mai aerodinamic. Sunt mult mai aerodinamic, da. O să zburt fericit. Da, foarte interesant. Ne întoarcem un pic la gaming, da, sau... Da, Păsărel a luat locul 2 la săritura cu Adi. Începem la... Păi nu știu, Adi a adus discuția în coace. Ce vrei să-i fac? Acum, ți-a băgat freza în discuție, nu că sărai tu coarda. Ce spuneai, regia? Spuneam că poate spune și unde să califică aceste echipe care... Unde să califică? Unde? Se califică la Turbo Hale. Ce-i Turbo Hale ăsta? Finalul online. Este zona unde s-a jucat. DreamHack-ul. Da. Bine, se califică la finalul offline. 25-26 mai, weekend. Da? Se poate veni în Lacrim. Voi. Se poate... În voi. Încă mai, vă mai puteți... Și sigur că cineva o să piardă. Încă da, mai puteți cumpăra să... bilete, nu? Oh, chiar. Nu? Chiar. Mai avea asta? Păi nu știu. Eu mai am. Error. Error. Da. Am uitat de ce trebuie. Era cât era? 15 lei, nu? 15 peroni, 2 zile. Deci, pachet complet. Pachet complet, da. Dacă vreți, vedeți și LOL și Counter. Autografele lui Bosman costă mai mult decât biletul. Da. Avem acolo, facem colțul prezicătoare. O să vină numai Doti și acolo. Vă citește în palmă. Ghicitoarea. Ghicitoarea. Nu e mare că tu... Tu ești campion, deja nu se mai... Da. Mai depășit. Vine lumea să în Hall of Fame. A făcut și data trecută chiar, dacă nu mai câștigase nimic de multă vreme, deci... Ai titlul de aparat. Și mă rog, o să vină și băieții, da, la SDR. Nu știu dacă în calitate de jucător sau spectator. Bă, nu știu. Să-l aranjeze pe Adi. A, da. Mă bat parte în parte cu toți felul. Cu casca asta... E pregătit. Are casca lui Mihăiță. Al Mihăiță, cred că e, nu? Da, nu știu. Dar nu e zi Mihăiță, zi Tartorul. Tartorul, frate, să știi lumea despre cine e vorba. Sau Ciubaca. Da, cred că trebuie să... Trebuie să, da. Altceva, alte informații mai esențiale? Lunea viitoare discutăm mai pe larg așa de meciurile de la Dota. Până atunci o să știm line-up-uri și astea. Lunea... Foarte tare chestia asta, tu ai făcut... Dar uite că nu vreau să plecăm. Nu... Adică nu ești sigur că vine echipele? Băi... Bă, n-ai scos să găsească pe cineva. N-ai de unde să știi. Se ceartă, se place cât te seriozitate. Probabil o să se chinuie să-și facă un line-up destul de bun fiecare, dar deveni probabil o să vină. Nu cred că o să există FF-uri din astea așa. M-ar fi anunțat dacă era. Ți-am zis, la sfârșitul erau așa... Nu, că plânge funcție, că nu avem nicio șansă, că nu știu ce știi, dar plânge azi, mâine zice da, știi? Așa că au timp până pe 5 să, inclusiv, să trimită mail-ul. Și cred că n-am zis că o să fie bot 3, dar bănuiesc că știa oricum toată lumea. Era bă, clar așa. Bă, deci nu punem noi reclamele alea, nu mai fiți boți. Alea intră automat, cineva îmi spune că să scot reclama cu săpuna. Deci dacă vrei să vorbești cu comunitatea, taie-ți microfonul și cetuiește cu ei. Cetuiește, da. Nu ne mai băga în confuzie aici. Nu știu dacă vorbești cu noi ce reclame. Noi vorbeam de bot 3 și tu îmi zici de reclamă. Cercăm să explicăm mai sistemul de joc și tu ne... Nu contează sistemul de joc. Dar chiar n-a scris nimeni să-și cumpere după chat ceva, să-i mulțumesc că lui Adi? Da, chiar. Accept orice. Păi vei primi shawarma cu tezat. Da. Nu, cred că deja s-au punit, așteaptă jos acum. Să iasă din direct. Cotitură, okay. Să ies cu casca? Ieși cu casca, te apăr eu. Pentru o sumă. Alte informații utile? Nu mai, gata, mai pauză. Este ediția ultra scurtă. Da, asta e ediția ultra scurtă. Da, se antrenează pe serverul, s-a recordat, vrea să vină bani. Din cauza mea. Da, e vina lui Bosman, LOL. Da, oricum lumea e obișnuită, orice se întâmplă rău, LOL-istul e de vină, adică... Da, de la un moment dat începe așa să... Nu te mai interesezi. E ok. Ce-ai făcut? Problemele și te-ai obișnuit cu râul. Stai, o secundă, stați așa puțin.
Cred că avem, avem întrebări de pe ce. Bine, stai așa, eu merg pe ideea că la 8 am ce să transmit pe stream, că 8 și 10, merge 8 și 10, îmi scuze, că merge modul spectator, adică... Da. Adică încă nu ești sigur? Altfel o să regrete lumea. Da? A mers, azi a mers. Așa a fost și... Da, și ei... n-am mai zis și ei nimic, adică... Păi nu, ei de când au... Să-și ceară scuze, bă, v-am simt atât. Cu siguranță, da, da, maxim. Da, așa, zi regia. Mai că stai o secundă, că... Nu înțeleg, vrea MAF ceva de la mine, nu știu. Și ce treabă are asta cu noi? Păi e legat de rec. Deci primit-mă spânzul. Dacă vrea MAF ceva. Stai că, bă, te zici ceva interesant. Eu mă îndoiesc, sincer. Predicții, face predicții la lor. Sunt cu mâna pe butonul de ignor. Sentimentul este reciproc. Ar fi chestia asta? Să ce? Cred că probabil e bulversat, că n-am mai văzut chemul tot face acolo pe clasament sau ceva de genul. Ah! Aha! Ce să-ți povestesc? Îmi spune că SDR va juca cu numele Next Please. Ah. Mulțumim, Mane! Nu ne-am fi descurcat până tine. Apreciem. Acestea fiind zise, i-am dat ignor. Așa. Eu pot să-și completez, probabil eu o să fiu ăla care face stagurile și chestii de genul ăsta. Trebuie să le fac din nou da, grafica. Intram în acest subiect lunea viitoare când discutăm despre meciurile de la LOL. Deci dacă mi-e și Dota, Dota. Că la mine, da, Dota. Eu o să fiu scăpat trezește la momentul dacă respectiv. Eu nu o să am decât rezultatele. O să am decât patru echipe. Bă, dar nu ți-e milă de capul meu? Văd că nu urcați ca asta. Și cine se uită la tine și n-are milă asasin că vede că face abdomene în continuu. Da, așa se fac. Abdomene asasin și așa, aude. Laterale sunt astea. Aparent am pierdut un spectator, m-a zis că nu ne mai urmărește niciodată. Mă, da, bă, dar nici noi nu-l urmărim. Nu l-ai invitat și pe el odată. Toată lumea în grup. Nu! No! Deci eu chiar... Așa nu sunt din play-off. Nu deci așteptați să împartă sau ceva. Eu la stream-ul din play-off chiar o să fac grevă. Pe stream, serios. Nu ca spectator sau... Nu știu, văd eu, fac ceva. Taie microfonul, eu zic. Taie microfonul. Taie microfonul, Dori. Bun. Regie, spune, mai e ceva? Nu, mai gata. Nu mai e nimic, tăiem. Succes tuturor echipelor și de la lor. Nu mai este, frate. Bă, meciurile din seara asta, cel puțin la mine, chiar o să fie interesante de urmărit. Da, neinteresant. La voi, da. Paște fericit. Da, chiar, corect. Da, corect. Sărbători fericite. Unii o să ciocnească, alții o să joace până crapă ca să se pregătească să antreneze. Da, mai ales cu primul meci. Parcă bă că ciupesc că ia doi playeri. O să fie interesant. Abia aștept să te văd pe aici cu drame. Știi ce ar fi super tare? Să ia unii din SDR. Cel mai tare ar fi așa. Să fie cu dramă din asta așa. Prece Red da, Light, Tian. Îmi simt capul ușor așa. Putem să închidem? Papa! Te pup, papa! Zici tu, boss, Maciu. Ce să mai zic, mă, lăsați-mă în pace, ia uite, mor pe amândoi. Agresiv, nu știu, trebuie să te duci la psiholog. Da. Psihiatru deja. Also, it's a very positive title, I like that. Tidy on a State of France, and this is one of the tracks from his album, featuring Protoculture and Megan Nealon, Criminal. Thank you.
a track from Tidy's brand new album Shooting Stars. He produced this track together with South Africa's Protoculture and Megan Neelan. I asked Tidy, which of the tracks on your new album are you most proud of? Well, that's a very hard question for me to answer because this album is like my dream project. Yeah. I wrote every song on the project with the intent for it to be a full album. So for me, the whole thing is like one single cohesive work. Every song has its place and purpose that builds up to make it the album that it is. But in saying that, you really do need to check out the song called Sex, Lies and Still Oblivious because that one is really pumping. And I've got a couple of copies of Shooting Stars laying here for the listeners of A State of Trance. Tell me, Tidy, how can they win a copy? Okay, so if you want to win a copy of my brand new album, Shooting Stars, you need to send an email to Armin and tell him which song on the album you're most excited about. Make sure you make the subject of the email Tidy, T-Y-D-I, and include your address details in there so we can send you the album. Send it to armin@astateoftrance.com. And don't forget to include your address details. Thank you, Tidy. If you want to hear more of this interview, check astateoftrance.com. Here is Eric Strong, Civilization on Interstate. Euphoria. This is A State.